Klaus Iohannis susține că efectele ordonanței nu vor fi spectaculoase. Candidatul ACL la prezidențiale este de părere că nu vor fi prea mulți primari care își vor părăsi partidele pe listele cărora au câștigat. De altfel, cei doi lideri ai Alianței Creștin-Liberale susțin că nu vor primi în partid niciun primar traseist. Noi dezavuăm așa aceste mișcări și nu vom primi nici primari, nici consilieri care vor să vină de la alte partide la noi. Dar fi culmea, domn președinte, nu să se trezească și acel nou NPR, nu știu cum se cheamă, PLR sau așa, cu primar care nici n-a existat în alegeri. Acest act normativ este dat din disperare. Pentru că dacă va candida Ponta, va pierde sigur alegerile. Știe lucrul acesta. În 2006 noi am oprit migrația politică. Klaus Iohannis și Vasile Blaga au venit la Craiova pentru a dialoga cu reprezentanții celor două partide pe tema viitoarelor alegeri prezidențiale.